Agenții poliției de proximitate împreună cu cei comunitari vor fi la datorie noaptea de înviere, dar și zilele acestea când la biserici se vor oficia slujbele de Paște. Din experiența anilor trecuți, agenții știu că mai ales în aceste zile câteva dintre arterele principale, dar și unele străzi laterale, cum ar fi strada Bobâlna, vor fi luate cu asalt de credincioși. Tocmai de aceea, pentru a se evita aglomerația, mai ales în trafic, poliția face apel către populație să își lase autoturismele acasă și să meargă pe jos la cimitire și biserici. Da, într-adevăr, pentru prevenirea oricărui eveniment ce ar putea, eu știu, împiedica buna desfășurare a activităților cu caracter religios în zona lăcașilor de cult din municipiul Câmpina, conducerea poliției municipiului Câmpina a luat măsuri prin dispozitivele de lucrători care le au la dispoziție și astfel s-au în colaborare cu poliția comunitară. S-au stabilit direcțiile de acțiune și zonele în care lucrătorii vor acționa pentru menținerea ordinii și liniștii publice și menținerea unui climat de normalitate. Cetățenii municipiului nostru o să constate faptul că aceste dispozitive de ordine și siguranță publică vor acționa atât pe arterele cheie unde se vor aflui mari aglomerări de cetățeni implicați în aceste activități și aici aduc în discuție zonele fierbinți din strada Bobâlna a cimitirului, strada Carol, intersecție cu strada Frații Golești. Mai ar fi o zonă sensibilă în strada Mihai Eminescu și în ultimul rând în strada Alea Nucilor din cartierul Slobozia, unde avem experiența în trecut sau mai creat ceva busculade. Ce ar trebui să facă oamenii? Da, profit de această ocazie și încercăm să facem un apel către cetățenii municipiului nostru să înțeleagă că în seriile în care vor avea loc activitățile cu caracter religios, respectiv deniile mari și slujba de înviere, să evite pe cât posibil acele zone aglomerate, în sensul că ele vor fi străbătute pe jos și nu cu autoturismele, dat fiind faptul că strada Bobâlna de fiecare dată s-a blocat și o să încercăm și de această dată să creăm ori un sens unic, ori să procedăm la blocarea ei. Existând doar acele cazuri în care, alte categorii de cetățeni ai noștri cu afecțiuni locomotorii, persoane în vârstă și cu alte probleme de sănătate, să aibă acces până undeva în apropiere. De asemenea, în final mi-aș permite, în numele conducerii Poliției Municipiului Câmpina, să urez cetățenilor municipiului nostru un Paște fericit, multă sănătate, pace și lumină în suflet.